Fundașul Răzvan Breniuc ar putea evolua din retur la divizionarea secundă Petrolul Ploiești. Jucătorul în vârstă de 20 de ani s-a prezentat marți la reuniunea prahovenilor, iar în cazul în care îl va convinge pe antrenorul Valeriu Răchită, din primăvară va face echipă cu Plecanciuc și Stănescu. Un alt jucător care ar putea părăsi Rapidul este Florin Plămadă. Acesta se va prezenta miercuri la reuniunea formației FC Botoșani, urmând să se pregătească sub comanda lui Cristi Popovici. Încă cel puțin 4 jucători ar putea lăsa Rapidul pentru Sporting. Conducerea grupării din Arbore va purta în perioada următoare negocieri cu ceferiștii pentru a întări echipa în vederea promovării în Liga a 3-a. În aceste condiții, este interesant de văzut câți jucători vor fi prezenți la reunirea Rapidului programată pe 17 ianuarie.